Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre o figură de stil, mai exact, despre repetiție. Vom învăța împreună ce este o repetiție, cum recunoaștem o repetiție și cum construim o repetiție. Mai întâi, vă propun să citim un fragment selectat din poezia Plouă de George Tocârcean. Pe aici când plouă, plouă îndesat, nu ține ca la noi un ceas ori două. Că ziua plouă, plouă pe-nserat și când se crapă iar de ziua, plouă. În faptul zilei streșinile plâng, pădurea stă plouată ca o curcă. Natura calcă cu piciorul stâng, pe aici când plouă, plouă, nu se încurcă. Ați observat că în aceste versuri se repetă cuvântul plouă de 7 ori. De 2 ori în primul vers, de 2 ori în al treilea vers, o dată în al 4-lea vers și încă de 2 ori în ultimul vers. Acceptați provocarea de a găsi termenii repetați și în fragmentul selectat dintr-o poezie aparținându-i poetei Emilia Plugaru. Să citim versurile. Ninge, ninge peste sat, fulgi cad încet, încet. Albi sunt picii de pe stradă, parcă-s oameni de omăt. Aerul ia sărbătoare, porțile sunt larg deschise, peste tot miros de pâine, peste tot lumini aprinse. De această dată, în versurile citate, se repetă 3 termeni, nu doar unul. Aceștia sunt cuvântul ninge, cuvântul încet și structura peste tot. Acum haide să identificăm termenii care se repetă și în fragmentele narrative selectate din novela Popa Tanda de Ioan Slav. Să le citim mai întâi. Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă, cam aspru la judecat. Prea de-a drept, prea verde fățiș. E, spune om cu suflet, să nu se supere părintele Trandafir. Ba să se mânie, greu să se mânie. El s-a și mâniat. Ați observat cu siguranță structurile care se repetă în secvențele narrative propuse. Acestea sunt cam, prea și să se mânie. Cu ce scop credeți că sunt repetate aceste cuvinte sau grupuri de cuvinte? Dacă vom privi mai în detaliu, vom observa că, în textul lui George Tobârceanu, repetarea cuvântului plouă scoate în evidență durata ploii. În textul Emiliei Plugaru, repetarea cuvintelor ninge, încet și peste tot subliniază ninsoarea continuă, căderea lentă a fulgilor de zăpadă și atmosfera de sărbătoare care cuprinde întreg ținutul stăpânii de iarnă. În textul narrativ al lui Ioan Slavici, repetarea cuvintelor cam și prea evidențiază o trăsătură de caracter a părintelui Trandafir, felul prea direct de a fi al preotului. De asemenea, repetarea verbului să se mânie accentuează supărarea preotului în fața rezistenței la schimbare a enoriașilor săi, care erau săraci și leneși. Haideți să încercăm să definim repetiția pe baza exemplelor analizate. Da, ea este o figură de stil care constă în repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte cu scopul accentuării unei idei, a unui sentiment sau a unei trăsături. Să trecem la nivelul următor și să vedem cum recunoaștem o repetiție. Pentru aceasta trebuie să parcurgem 3 pași. Pasul 1. Citim cu atenție textul. Pasul al 2-lea. Descoperim termenii care se repetă. Pasul al 3-lea. Identificăm scopul repetării termenilor identificați. Acum, că știm cum recunoaștem o repetiție și cum o interpretăm, este firesc să descoperim împreună și cum construim noi înșine o repetiție. Cei 3 pași magici vor trebui parcurși și în acest caz, dar în sens invers. Mai întâi ne vom gândi la scopul repetiției noastre, adică la sentimentul sau la trăsătura pe care dorim să le transmitem. De exemplu, ideea abundenței florilor de primăvară. Apoi, alegem un cuvânt sau un grup de cuvinte care, prin repetare, să accentueze acea idee, acel sentiment sau acea trăsătură. De exemplu, cuvântul flori. În final, vom asocia termenul repetat, o dată sau de mai multe ori, cu alte cuvinte, construind un enunț expresiv. De exemplu, flori pe ramuri,
flori în iarbă, flori în aer, peste tot flori îndrăznețe. Ce ați mai observat? De cele mai multe ori, repetițiile sunt însoțite și de alte figuri de stil, înfrumusețând mai mult textele în care apar. În exemplul nostru, creat anterior, de exemplu, repetiția se combină cu o enumerație și cu un epitet. E timpul să recapitulăm. Ca orice figură de stil, și repetiția are un rol foarte important în sporirea expresivității, a frumuseții textelor literare. Prin repetarea unor cuvinte, a unor grupuri de cuvinte, a unor enunțuri și chiar a unor strofe întregi în poezie care funcționează ca refrene, se scot în evidență, prin insistență, idei, sentimente sau trăsături ale personajelor. La final, am o provocare pentru voi. Până data viitoare, realizați o fișă de portofoliu în care să includeți 3 poezii și 3 secvențe narrative, fiecare conținând cel puțin o repetiție. Fragmentele pot face parte din opere literare studiate la școală sau lecturate de voi. Ați ajuns la finalul acestei lecții. Vă urez succes în descoperirea, în crearea, dar și în interpretarea repetițiilor. La revedere!